Rudolf Giuliani, avvocatul președintelui Statelor Unite Donald Trump, a transmis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis și altor oficiali români în care cere verificarea protocoalelor încheiate între mai multe instituții publice și SRI și stoparea presiunilor asupra judecătorilor. În plus, față de excesele făcute de DNA în numele aplicării legii, am luat la cunoștință cu tristețe în cursul ultimelor luni despre existența protocoalelor secrete pe care mai multe instituții publice le-au semnat cu Serviciul Român de Informații. Acestea includ protocoale secrete cu Înalta Curte de Casație și Justiție a României, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii. I-a transmis Giuliani președintelui României. Avocatul american a mai cerut o amnistie pentru toți cei care au fost acuzați și condamnați ca urmare a exceselor DNA făcute de la implementarea protocoalelor secrete și verificarea respectivelor documente. De asemenea, îndemn guvernul României să înființeze o comisie independentă formată din judecători internaționali și experți legali care să examineze originile protocoalelor secrete, ca și impactul lor asupra parchetului general și a judecătorilor din întreaga țară. Pe baza rezultatelor ei, comisia independentă ar putea face recomandări specifice pentru ca aplicarea legii să fie întărită în România, iar codul penal românesc să fie reformat pentru a preveni reapariția unor astfel de excese. Se mai arată în scrisoarea lui Rudolf Giuliani. Avocatul președintelui SUA mai afirmă că guvernul României trebuie să se asigure că judecătorii nu sunt intimidați de DNA sau de SRI. O scrisoare similară a fost transmisă președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, președintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu și premierului Viorica Dăncilă. Rudolf Giuliani este fost procuror și fost primar al orașului New York.